Salutare lume, eu sunt Zen și bine ați revenit la un nou tutorial din Photoshop CS5 în care vom discuta despre text. Vă întrebați probabil ce am aici. Păi e un site de fonturi www.dafont.com de unde vă puteți lua fonturi pentru text. Dacă cumva mai auziți un ciocan și un burghiu sau alte chestii, îi dubstep-ul meu de pe fundal, ok? Bun. Aici vă puteți lua fonturi, aici pe categorii, le alegeți de unde vreți voi. Hai să luăm un text și noi și să vă arăt cum îl instalați și tot ce vreți. Hai să luăm unul frumos. Eu am dat aici pe Basic și am dat Various, ceva în genul, bla bla. Rău de dimineață. Gratis. Hai să luăm un gratis. Ok, luăm pe gratis ăsta. Lion King, chica, auzi, mă. Eu mă mai uit pentru că sunt chiar interesante. Hai să le iau și pe... Nu, las. Mai iau eu după. Deci, dafont.com. Puteți să vă luați fontul pentru text. Vă arăt acum ce e un font. Ok, îl avem aici. Dăm extract here. Și avem fontul inițial, da? Păi cum îl instalăm? Putem în două feluri. Putem să-l dăm dublu click pe el dacă avem Windows 7 și să-i dăm install. Uai, dar de ce e așa ciudat? Nu știu. Așa. Sau mergem în My Computer, ce System 32 parc. Hai că nici eu nu mai știu. Windows Font, mă, așa. Deci ce Windows Font? Avem aici Font, stai așa să vedeți și voi. Deci hai să dau înapoi. Deci suntem în ce Windows Font. Aici, dublu click. Și aici le avem pe toate cele instalate până acum. Și băgăm pe gratis ăsta aici. Și gata, l-am instalat. Acum intrăm în Photoshop. Hai să schimbăm culoarea asta de căcat, că nu-mi place cum arată aici. Chiar dacă nu are legătură cu nimic. Bun. Hai să deschidem o pagină nouă, ca de obicei, cu preset-ul care l-am salvat în primul tutorial. Ok. Care ajută. Deci chiar ajută. Și dăm aici click pe unealta de text. Type tool. Ok. Dăm pe ea. Și ne are de aici, din prima boxă de sus, că vedeți, înainte, dacă eram pe asta aici, e altceva, ok? Dăm click pe Type Tool și se schimbă automat toată asta. Și de aici vă puteți alege fontul. Stai să schimb puțin culoarea. Punem un negru. Și de aici putem alege fontul, ok? Sunt toate fonturile instalate. Și eu, ca să îl găsesc, o să scriu aici gratis. Uite-l. El e. Sau putem să căutăm așa prin pur și simplu cauți prin ele sau scrii sau de pe săgeți când îi selectat fontul, dai în jos sau în sus și îți schimbi textul. Ok, hai să aplicăm textul. Ce să scriem noi aici? Tutorial. Am luat asta și văd că trebuie să scriem mare ca să nu întâmpinăm probleme. Ok, un tutorial destul de frumos fontul. O să-l folosesc și în alte proiecte. Bun. Dacă vrem să schimbăm dimensiunea, pur și simplu ne ducem pe
Type Tool din nou. Și de aici putem să o schimbăm. Vedeți, am pus pe 72. 72 maxim aici, dar nu e adevărat, adică numai 72 pot să selectez, dar pot să scrii mai mult. 72 de puncte. Hai să punem 300. 301. No, mă rog, s-a făcut dita mai textul. Asta e, mai selectat un. Bun, hai să-l facem mai mic cu Ctrl T. Tragem noi să-l facem mai mic, să intre aici. Tutorial. Ei, mă, ce fain. Hai să-l așezăm frumos în pagină. Ok. Ce avem noi aici? Păi, mai avem... stai să vă arăt pe un font care merge. Da, nu pot să scriu Arial, dar l-am aici. Ok. Deci, de aici putem schimba textul, cum arată el. Deci, același font e folosit, dar se schimbă unele calități. Uitați. Italic, bold, bold italic și black. Bun, eu o să las pe regular, dar mă duc din nou la fontul gratis. Că fontul e gratis și nu-i scump. Ok. Mai avem aici anti-aliasing, adică cum să vă zic eu vouă, deci dacă n-am avea chestia aia, stai, mă, iară fac text, mă. Dacă n-am avea asta și am pune-o pe non, ați văzut cum a dispărut alea, dar stai să iau una mai rotundă, uite aici, vedeți cum e pixelat. Se vede foarte, foarte pixelat. Și atunci de aia trebuie să punem noi ăsta pe sharp sau crisp sau nu știu care vreți voi, să vedeți cum arată mai bine. Smooth, nu știu, cred că sharp arată cel mai bine. Mă rog, arată la fel din câte văd eu. Nu m-am prea jucat cu astea. Ok. Opa. Gratis. Ok. Revenim înapoi. Ok. Ce mai putem face noi cu textul ăsta? Și stai să mai vorbim de anti-aliasing. Trebuie să avem grijă la dimensiuni mici cu el, că deoarece... Să lăsăm așa. Nu chiar așa, hai mai mic. Destul de mare și așa. 6 sau 5. 10. Păi de ce 10? 5 ai. Nu, 45 ce e asta? 5. Ok? Și dacă îl punem pe non, înțelegem tot. Depinde. Nici nu s-a schimbat, așa-i? Nu. Punem aici pe 6. Și dacă îl punem pe non, chiar nu mai înțelegem nimic. Deci, după ce că așa nu înțelegeam. Stați așa, să dăm Actual Pixel și parcă vedem ceva acolo, tutorial, da? Pentru că știm ce am scris și dacă ne chiorâm, chiar că vedem, dar eu nu vedeam. Dăm pe Sharp, parcă acum se vede mai bine, dar nu, fontul nu e cel mai bun exemplu. Trebuie să iau altul, dar na, dacă ăsta îl folosim, apoi ăsta îl folosim. E chiar o mică diferență care probabil nu o să vedeți în video. Sau poate da, dacă sunteți atenți. Ok, dăm iară fit screen, aranjăm textul și acum hai să trecem la o parte de efect, să zic așa. Putem să îi adăugăm un efect de arc, arc lower, arc upper, arc blagger, shield lower, shield upper, căcaturi din astea, care nu fac altceva decât să ne schimbe nu știu cum îi zice, așezarea textului, nu știu. Mă rog, vedeți ce face.
Textul se arcuiește, în cazul ăsta putem să facem așa, putem face așa, nu știu de ce aș vrea să fac asta, să-mi iasă în ochi sau ce. Așa mai e așa, tot felul de chestii care uneori vă ajută, chiar de multe ori, de exemplu, chestia asta sau asta. Mă rog, am folosit de câteva ori, dar numai arcul am folosit atât. Mă rog, n-am să dau nimic. Păi, ce mai putem face noi cu textul? Mă gândesc. Păi, putem să-i adăugăm efecte. De exemplu, uitați, punem un albastru, punem un... Efectele astea, am să vă zic de unde să le luați și cum le aplicați sau cum creați voi altele în următorul tutorial. Deci nu în ăsta, în următorul. Vorbim pe scurt, să nu le fac prea lungi, pentru că după aia nu se mai uită nimeni și o să pierdeți ceva din ele. Ok. Wow, cât de ciudat arată asta. Dar totuși bine. Nu l-am folosit în viața mea și nu știu de ce. Ok. Asta e pe non. Îl dăm pe sharp. Fit screen. Uitați ce bine arată textul nostru tutorial. Putem așa să-i adăugăm efecte. O să vă arăt cum data viitoare. Pe același text o să rămâne las, că vedem noi. De aici mai putem, mai avem câteva opțiuni la text. Putem să creăm text într-o limită de timp. De timp, auzi, de text. Dar nu se vede și nu știu de ce. Habar nu am. Textul ăsta nu știu ce face. Hai să vedem. Bla bla bla. Habar n-am. Control Z. Foarte urât din partea lui. Nice! Frate, nu știu ce am făcut. Ah, gata. Mă rog. Dacă vreți să vedeți voi pe acolo ce faceți. Putem să schimbăm, chiar dacă am pus un efect, putem să schimbăm textul. Nu-i niciun bai. Se schimbă cu tot cu efectul, avem tutorial, ni-l ai pe ăsta, cum arată. Ok. Păi, îl punem pe gratis, gratis. Doamne, ce de gratis. Păi, cam atât au fost. Uai, de ce merge așa greu? Ok. Stai, nu a fost cam atâta. Dacă vrem, putem să punem text foarte mult. Adică ceva de genul, stați să găsesc undeva o descriere, ceva, nu știu. Pe Google. Google, unde ești tu? Sau... Dăm aici, dăm control A. No, hai să nu dăm la tot. Copiem scriptul ăsta, aiurea, ca să-l punem în Photoshop. Dimensiunea cea mai mică, imediat. Punem pe 6. Și ar fi ca și când tutorialul ăsta e despre scripting și alte din astea, ok? Ciudat. Hai să fie mai mare totuși, mă. Și vedeți, putem aplica text pentru site-uri sau chiar scris mult, numai așa, că așa vrem noi. Deci cu textul putem scrie nelimitat, pentru că așa vrea el. Ok, sper că ați înțeles cum stă cu textul. Nu-i deloc greu de unde le luați și cum le aplicați. Episodul viitor va fi cu layer style și text style, adică să le îmbinăm pe amândouă, vedem ce este. Un text de genul care arată chiar foarte bine. Ok. Nu uitați să vă uitați și la următor tutorial și să dați subscribe, like,
share și comment. Ne vedem cu bine la următorul episod, care va fi, sper, mâine. Ciao!